Lovitură totală pentru Putin. Anunțul venit direct de la Kiev, am câștigat. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a publicat un nou mesaj nocturn în care precizează că forțele ucrainene rezistă la atacurile violente din Soledar. De asemenea, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar de est al Ucrainei spune că orașul acesta este distrus. Rusia și-a intensificat atacurile în jurul orașului Bahmut, în regiunea Danbas din estul Ucrainei, și în special în jurul orașului Soledar, situat la câțiva kilometri la nord de Bahmut. Potrivit viceministrului ucrainean al apărării, Hanna Maliar, trupele rusești au început un alt asalt major. Forțele ucrainene au respins o încercare anterioară de a cucere orașul, dar un număr mare de unități Wagner au revenit rapid. Desfășurând noi tactici și mai mulți soldați sub acoperire de artilerie grea, a declarat Maliar pe Telegram. Dinamicul calcă literalmente peste cadavrele propriilor soldați, folosind artilerie în masă, sisteme MLRS și mortiere, a adăugat ea. Explicând că atacatorii au fost extrași din cele mai bune rezerve Wagner. Până în prezent, forțele rusești nu au reușit să captureze orașul Soledar. În ciuda încercărilor disperate de a lua cu asalt orașul din diferite direcții și în ciuda faptului că au aruncat în luptă cele mai profesioniste unități ale Wagnerilor. A declarat colonelul general Alexandr Sirski, comandantul forțelor terestre ucrainene, referindu-se la grupul de mercenari Wagner legat de Kremlin. Oficialii ucraineni spun că își întăresc forțele în jurul Bahmut și respin atacurile constante ale luptătorilor wagnerieni, al căror lider, omul de afaceri Evgen Prigozin. Vizează imensele mine subterane din zonă.